Dosar penal deschis de dicot pentru acces ilegal la un sistem informatic și șantaj. ancheta vine după ce baza de date a Camerei Deputaților a fost spartă ieri de atacatorii cibernetici. Hackerii ar fi obținut mai multe informații confidențiale, inclusiv despre premierul Marcel Ciolacu. Aceștia ar fi cerut o răscumpărare de peste 30.000 de euro în bitcoin. Circ marca aur în această dimineață în Parlament. Mai mulți membri de partid în frunte cu liderul George Simion au făcut scandal la ședințele conducerilor PSD și PNL. Protestatarii aur sunt nemulțumiți de intenția guvernului de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale. Aceștia îi acuză atât pe socialdemocrați, cât și pe liberali că prin această comasare încalcă dreptul românilor de a vota liber. Este oficial, guvernul a prelungit astăzi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă două luni. Premierul Marcel Ciolacu spune că măsura era necesară pentru a-i proteja pe români de creșterile speculative ale prețurilor. Este o decizie prin care începând cu a doua parte a anului trecut, am oprit creșterea speculativă a prețurilor. În lipsa acestei măsuri, românii ar fi plătit pentru alimentele de bază, prețuri mai mari cu 20%. În paralel, am stabilit să fie doar pe două luni, împreună cu marile lanțuri de magazine, cărora le mulțumesc încă o dată pentru disponibilitate și pentru faptul că doresc, împreună cu guvernul, să găsească cele mai bune soluții și, mai ales, să găsim în perioada următoare un mecanism predictibil pe termen lung. Vrem astfel să ținem prețurile sub control, iar fermierii, producătorii și procesatorii români să primească răsplata corectă pentru munca lor. De pe lista alimentelor au fost scoase cozonacul, bulionul și margarina, dar au fost introduse untul și gemul. Noile plafonării vor rămâne în vigoare până la finele lunii martie. Recalcularea pensiilor va avea loc conform calendarului asumat deja, adică la 1 septembrie de asigurării premierul. Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de finanțe să vină cu impactul neimpozitării pensiilor cuprinse între 2000 și 3000 de lei. Recalcularea pensiilor se va întâmpla la termenul anunțat, respectiv la 1 septembrie. Nu există nici mai multe tranșe și nu există nici alte variante. Ne-am asumat acest lucru și acest lucru va fi făcut la 1 septembrie. Mai mult, cel Ministerului de Finanțe ca în zilele următoare să-mi vină cu impactul de mărire a pensiilor între 2000 și 3000 de lei, după cum bine știm, până în 2000 de lei nu se impozitează nicio pensie, să vedem impactul între 2000 și 3000 de lei ca să mărim această marjă până la 3.000 de lei fără impozitare. Astfel încât să vedem dacă ne permitem, și aștept recomandarea Ministrului Finanțelor, dacă ne permitem, după majorarea de 13,8 și recalcularea de la 1 septembrie, dacă ne permitem să avem și această scutire de impozite până în 3.000 de lei. Surse politice anunță că PNL ar fi propus în ședința coaliției majorarea pragului de neimpozitare a pensiilor de la 2.000 la 3.000 de lei. Măsura ar reduce la un minus de aproape 2 miliarde de lei la bugetul de stat. În prezent nu sunt impozitate cu 10% pensiile sub pragul de 2.000 de lei. Peste 425.000 de români au beneficiat în luna decembrie de pensii și indemnizații speciale. Datele vin de la Casa Națională de Pensii. Valoarea acestora variază de la câteva sute de lei, cum este cazul celor pentru veteranii de război sau ale persoanelor persecutate politic, până la zeci de mii de lei lunar pentru magistrați. În total, statul cheltuie numai puțin de 1,5 miliarde de lei pe lună pentru plata pensiilor speciale. Cele mai mari pensii speciale sunt la magistrați, în medie 21.000 de lei urmează cei din aviație cu o medie de 7500 de lei, dar și cei din corpul diplomatic aproximativ 5800 de lei. La polul opus sunt cei persecutați din motive politice după anul 1945, care primesc în medie 775 de lei, iar veteranii de război au o indemnizație de puțin peste 800 de lei. Prezent în studioul PS News la emisiunea Puterea Știrilor, președintele Casei de Pensii Daniel Baciu a în ce direcție vor merge pensiile speciale, unul dintre cele mai controversate subiecte din societate. Pentru că aveți atâta experiență și expertiză în această, în această zonă, de ce este, domnule Baciu, așa de greu să elimini pensiile speciale în România? Să știți că nu este, e un subiect care este destul de sensibil, dar gândiți-vă că oamenii care lucrează în aceste sisteme nu poți dintr-o dată, ca de mâine, să spui că nu mai beneficiezi de această lege. Cum de fapt v-am dat un exemplu și la noi cu, 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 doamnele care ies la pensie. Nu puteam să spunem că de mâine, imediat, ies la aceeași vârstă ca bărbații și totul s-a făcut eșalonat. Aceeași lucru se întâmplă și cu pensiile speciale. Am dat un grafic de eșalonare unde încercăm să ne apropiem cu ele, pe parte de contributivitate. Practic, dacă ai face acest lucru abrupt, dintr-o dată, de mâine, vor fi foarte mari dezechilibre în sistem, vor pleca toată lumea, sistemul se va depopula, și aici vorbim de toate tagmele. Ați văzut ce se întâmplă, probabil și în celelalte ministerii de interne. E același lucru, unde oamenii vor să iese cât mai repede la pensie, să prindă niște situații mai avantajoase față de ce va veni și nu poți să, să dintr o dată să vii pur și simplu cu bisturiu ca de mâine să zici că se schimbă regula jocului, pentru că se creează aceste dezechilibre mari în sistem, ceea ce nu ne dorim cu toți. Și e aceasta. foarte riscant să promiți acest lucru și apoi apropo da. de, ce dar încă o dată este spun... foarte greu să realizezi fie chiar și în 30 de zile Da, aș vrea să vă punem și în situația poate suntem faceți parte sunteți magistrat și aflați că de mâine lucrurile se schimbă și asta vă făcuți o proiecție în timp ceea ce înseamnă uh, viitorul dumneavoastră și profesional și în ceea ce înseamnă veniturile și dintr-o dată se, se spună că de mâine nu mai e, se întâmplă acest lucru este, nu, nu, nu se fac lucrurile așa uh, dintr-o dată de pe azi pe mâine dar vreau să vă zic că totuși Noua lege al lor prevede niște condiții care se apropie de contributivitate, dar lucrul acesta se va face eșalonat în timp. Aici mă refer și la modul de calcul. Vreau să vă spun, în momentul de față, pe vechea legislație, ei aveau ultima lună, se lua în calcul ultima lună de serviciu ca bază de calcul pentru pensii. De, ajungând ca pensia să fie mai mare decât salariul, când era înplat. Ceea ce lucrul acesta nu se va mai întâmpla pentru viitor, pentru că și la ei s-a dat o, o perioadă de 25 de ani ca bază de calcul, unde se, se va calcula. Deci, una este să ai veniturile pe 25 de ani și alta este să ai veniturile pe o singură lună, ultima lună. Deci, lucrurile și aici se, sunt într-o dinamică, zic eu, pozitivă, pentru că nu se mai putea, într-adevăr, societatea a semnalat lucrurile acestea de-a lungul timpului și s-au făcut pași importanți, zic eu, și în acest domeniu pentru a reuși să se apropie și pensiile de serviciu de e, principiul contributivității. Angajații din administrația publică locală au fost astăzi în grevă de avertisment, demersul a avut loc timp de 3 ore în peste 800 de primării din țară, anunță sindicaliștii. Angajații cer majorării salariale, reformarea sistemului de finanțare și bugetelor locale și stoparea ingerințelor politice. În caz contrar, va fi declanșată greva generală de luni. Nicolae Ciucă anunță că nu dă înapoi dacă se va pune problema să candideze la alegerile prezidențiale. Președintele PNL a declarat însă într-o emisiune la Antena 3 că, în acest moment, prioritatea liberalilor este să asigure stabilitatea guvernării. Am să vă răspund direct. În atribuțiile funcției președintelui Partidului Național Liberal este și această prevedere de a-și asuma candidatura. La funcția pe care partidul împreună cu partidul se va decide. Eu nu pot să mă duc în fața Partidului Național Liberal și să le solicit să se mobilizeze, să îi îndemn la tot ceea ce înseamnă competiția electorală pentru acest an. Și să stau deoparte și, și să, să privesc sau doar să uh, 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 coordonez ceea ce se întâmplă în uh, uh, partid. Este clar că uh, în momentul de față și sigur nu este momentul, nu și-a anunțat nimeni candidatura, nu este momentul pentru astfel de candidatură. Am uh, uh, menționat și susțin că în acest moment. Prioritatea noastră este să continuăm să asigurăm stabilitatea guvernării, să continuăm să ne preocupăm de toate aceste probleme care, i sunt cât se poate, de, de evidente și sunt provocări de zi cu zi la nivelul guvernării, iar în momentul în care va veni vremea să ne asumăm și această candidatură, o vom face. Cert este că în momentul de față, împreună cu uh, Partidul Național Liberal, împreună cu uh, uh, activul de partid, vom decide uh, și acest demers. De la care, pentru că m-ați întrebat direct, vă răspund la fel de direct, nu mă dau înapoi. PSD nu a stabilit încă numele candidaților pentru primării. Primă vicepreședintele Social-Democraților, Sorin Grindeanu, i-a sugerat aseară într-o emisiune la Digi24 Gabielei Firea să aibă răbdare. Reacția vine după ce Firea s-a plâns că PSD ezită să o susțină pentru a candida din nou la primăria capitalei nu am luat această decizie și nu s-a luat niciunde. Eu azi am participat la parte din ședințele pe care Marcel cu și ceilalți colegi din, din conducerea partidului le-au avut cu regionalele. Au fost 8 ședințe cu fiecare regiune. La parte din aceste ședințe am fost, la unele nu, fiindcă am avut program și la minister. La cea de pe București nu, dar la cele la care am fost nu s-a discutat de candidatura, nu știu, am fost de exemplu la regiunea e, Moldova, nord-est. Nord nu s-au discutat de candidații la Consiliul Județean Suceava din partea PSD sau Consiliul Județean Iași, ca să dau exemple unde nu avem în acest moment reprezentanța PSD-ului în funcțiile administrative. Asta nu înseamnă că astăzi trebuiau a fi desemnați candidați. Și nu, nu a fost pe ordinea de zi așa ceva în perioada imediat următoare, partidul, fără a particulariza neapărat Bucureștiul, își va desemna candidații pentru alegerile locale la nivel național. Nu poate fi București un caz special față de celelalte candidaturi. Pentru primăria capitalei și-a anunțat deja candidatura actualului Edil Nicușor PSD ar putea candida cu Gabriela Firea, iar PNL cu ministrul energiei Sebastian Burduja. Alegerile locale ar trebui să aibă loc în toamnă. Meteorologii anunță că temperaturile cresc ușor astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele termice vor fi cuprinse între minus 1 și 12 grade. Cerul va fi variabil prin vestul, nordul și centrul țării și mai mult senin în restul regiunilor. În capitală, vremea va fi frumoasă astăzi cu cer mai mult senin. Și aici se mai încălzește, la amiază sunt așteptate cel mult 8 grade Celsius. Muzica